Dar există câteva îndoieli legate de acest proiect pentru că Golful Kotor face parte din patrimoniul UNESCO. Zona golfului a fost locuită încă din antichitate, are câteva orașe medievale conservate. Dintre cele mai atractive sunt Kotor, Risan, Tivat, Herceg Novi și Budva. Alături de aceste orașe medievale este și un peisaj.